Salutare tuturor, sunt Vlad și bine v-am găsit la un episod de Agar.io. Oh my god, 70.000 de playeri numai pe Europa și uitați aici câți playeri mai sunt, o grămadă de playeri. Au aici și like pe Facebook, le-am dat și eu like și share și au și YouTube. Ia uite bă. Da, mi-arată, eu sunt abonat la ei, dar mi-arată să mă dezabonez, nu știu ce arată cu roșu, în fine. Au băgat mai multe moduri aici, Teams, Experimental, Party, Teams și cu Free For All erau, dar Party și cu Experimental nu. Dar noi vom juca Free For All și haideți să-i dăm drumul cu Obama. Să vedem ce putem face. M-am amuzat așa că am fost printre primii, chiar am fost, cred că locul 2 sau 3 în România care a pus Agar, dar mi-a fost șters primul video, care l-am pus prin, primul video cred că l-am pus prin mai. Și acum suntem la sfârșitul lui iulie. Tare. De fapt, e ultima zi din iulie asta. Bă, super tare. A devenit din ce în ce mai popular jocul. Au fost și niște probleme cu canalul lor de YouTube. Chestii de copyright, fiindcă jocul se numea Agar.io. Și canalul de YouTube este făcut de un pur și simplu un jucător. Care puteam să fiu și eu, puteai să fii și tu cel care te uiți la video. Deci un om care nu a creat jocul, doar care se joacă jocul. Și bă frate, ți-ai pus numele Agar.io, îți iei copyright, fiindcă nu este numele făcut de tine. Și după a vrut să schimbe numele în Agar YouTube sau ceva de genul, numai că n-a mai avut nicio șansă, au fost șterse videourile, până la urmă a făcut o contestație, nu știu ce. Și da, a făcut contestație și până la urmă și-a își ține canalul, dar au fost șterse videourile. Și mie mi-au fost șterse multe videouri, nu cu Agar, în general. Mi-au fost șterse vreo 30 de videouri. De-aia s-au și dus unele serii. De exemplu, seria de Factions nici nu mai e. Am avut două episoade, s-au dus toate. Dacă o să vă duceți în playlist-uri, o să vedeți că sunt videoclipuri lipsă. Ei bine, eu la început puneam taguri în descriere. Și YouTube-ul, vreau să vă explic și vouă chestia asta și am găsit acum momentul potrivit, că e mai chill așa aici la Agar. Nu puteam să vă explic asta într-un meci de survival games, fiindcă aș fi fost întrerupt. Că trebuia să mă concentrez mult mai mult. În fine. Și să continui. Mi-au fost șterse videourile, pusesem taguri în descriere. Ceva gen... Bă, ai pus atât de multe taguri. Probabil unii dintre voi știți care ați văzut descrierea. Spam. S-a considerat spam și spam-ul e considerat escrocherie și tot așa. Videouri șterse. Canalul n-a pățit nimic, este în stare bună. Numai că au fost șterse videourile. Am luat-o nasol de tot, aveam 100, trebuia să am 110 videouri. Opa, opa. Opa, 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 opa. Uite, Agar YouTube. Nu știu dacă e el, dar nu, că Agar YouTube era legat, în fine. Hai că i-am mâncat pe acolo, poate mai și pe ăsta, pe Miu. În fine, escrocherie, frate. Escrocherie, cică. Ai făcut chestia asta, ești un escroc. Mai cam 700 la scorlog. Mai nu, trebuie să mă ferez de ăștia că sunt mai mari. Da, mă, escrocherie. Aveam, bani, trebuia să am 110 videouri. Ei bine, acum am 70. De fapt, m-am dus la 69. Bine, acum am 70 că am mai abladat. S-a întâmplat acum o zi sau două. Chestia, bă, am fost destul de nervos atunci, trebuie să recunosc. Vă dați voi seama? Adică, 30-40 de videouri șterse, ceea ce înseamnă vreo 200 de ore de muncă. Sau poate chiar mai mult. La atâtea videouri. Și mi-au mai fost șterse înainte vreo 10 sau ceva de genul. Înainte să... Hai să mă unesc. Oh my god. Și stai pe locul 3 și uitați-vă cât de mare e. Hai, poate mănânc pe ăștia. Lol, cât de mare sunt. Da, a pus stelele astea ciudate, așa, nu știu, trebuia să le pun altcumva, după mine. Nu știu, mi se pare că le-a pus ciudate. Ma, că stau să... Oh my fucking god. Uitați aici când i-am mâncat pe aia mulți de dată, cât de mult a crescut. Mișto grafica asta, s-au adăugat multe chestii noi. Highest mass, food eaten, time alive, cells eaten și leaderboard time. N-am fost loc în leaderboard, top position, adică locul 1 nu am fost. Hai să ne băgăm cu Putin. Ok. Oh, FIFA. Nu eram atent. Vreau să jucăm și pe Experimental și eu am mai jucat o dată pe Experimental, dar
Pur și simplu nu mi-am dat seama de absolut nicio diferență. Asta e faza nașpa. O, am mâncat luna. La limită, gen, era... la început era ea mai mare decât mine și... M-am făcut și eu repede. Mai zic, trebuie să mâncăm până la 100-200 de astea, după luăm ușor. Și ne întâlnim acolo la unde e mai multă înghesuială și mâncăm deodată, cum a fost și înainte, așa se crește pagar. Și știu că se vede ca un fel de lăguit, dar nu e lăguit, e o chestie ciudată, el tot în 30 de frame-uri se mișcă. Jocul e în 30 de frame-uri, deci chiar dacă aș filma în 60 de frame-uri, aș filma degeaba. Tot în 30 de frame-uri s-ar vedea. Cred, cel puțin. Da. Se vede ca și cum ar fi în 18 frame-uri sau nu 18, 20, na. Să zic așa un număr estimativ. Se vede, dar nu e lăguit, dar tot în 30 de frame-uri, dar se vede așa ciudat, nu știu de ce. Se vede destul de ciudat, în fine. Nu știu că au pus foarte mulți președinți. A fost ceva să-l pune și pe al nostru, pe Iohannis. Ia să vedem, Mă, o să zic ăștia că suntem timp. Dar nu că el, vedeți, are conturul cu albastru și eu l-am cu un bleomarin, așa. Așa îți dai seama dacă nu suntem în aceeași echipă. Bă, ăsta e pe locul 2 și uitați-vă cât de mare e. E imens și Tony pe locul 1, deci e unul și mai mare. Bine, acum nu fi cu mult mai mare, dar e mai mare, sigur. Bă, nu m-am uitat la cât am filmat, dar aveam 3 minute sau ceva de genul, dar am și vorbit un minut. Fac și eu un gameplay de... Uite, am făcut mai mare casă. Ah, nu, ăla era albastru, Putin celălalt. Mulți ruși pe aici. Adică, na, probabil nu-s ruși, că nici eu nu-s ruși și joc cu skin-ul ăsta, joc la mișto. De obicei sunt ăștia. O să mă uit, vreau să filmez 10, maxim 15 minute. Că după devine și plictisitor. Bă, frate, cum să filmez, am văzut la alți youtuberi. Cum să filmez, frate, jocul ăsta 25 de minute, o jumătate de oră? Adică, nu știu, mi se pare foarte mult, adică... Și PewDiePie, cred că nu s-a uitat mai mult de 1000 de persoane, dar la 1 milion de vizualizări, 30 de secunde în continuu, 30 de minute în continuu. Se pare foarte, foarte mult. Hai. Stai că... Oh my god. Nu. Nu, hai că ăsta nu mă mănâncă. Lol, ce-am scăpat de acolo. Da. Turcul ăsta. Na, în fine. Lăgăm cu România. Mamă, câte biluțe astea mi sunt aici. Ce mă fac mare repede. Cred că asta este ultima viață, nu știu dacă mai filmez după. Ok, să adunăm repede să ne facem mari. Sper încă să apreciați, nu știu dacă mai zis să apăsați butonul de like, dar sper să-l apăsați, nu știu dacă mai zis la începutul episodului. Oricum, dacă am zis, mă repet, fiindcă știu că la început, la abonații mai vechi, vă plăcea foarte, foarte mult acest joc. Acest joculeț, gen. Este un gen de joc care atrage foarte mult, de-aia atras foarte mult, fiindcă e un joc foarte simplu. Deci ce e simplu atrage mult. Așa, bine, și Minecraft, bine, nu e chiar simplu. Dar la început era simplu și de-aia atras. Gen la Minecraft, prima versiune, Minecraft 1, 1. Nu știu cât, 1.2 sau 1. Nu știu cât au fost primele versiuni, de nici n-aveai, nici nu, cred că nici nu puteai să alergi sau ceva gen. Alea a atras foarte mult, ia, aaa, s-a unit, fuck. Bă, nu știu cât am filmat, sincer, dar hai să-i mai dăm o mică rundă, așa ca de revenire. Doamna nu-i revenire, dar în fine, ați înțeles voi ce vreau să spun. Oh my god. Hai să facem repede aici. După Putin, bă. Bă, dar nu pot să mă dau mai... Puteți din scroll să... A, bă, da, uite, dați la maxim. Poți să te dai foarte aproape sau mai departe din scroll. Oba. A, încă o chestie. Vreau să vă zic, știu că nu suntem la un video de Minecraft, hai să mai așa o tură mică. Că vreau să vă explic o chestie.
Nu știu dacă cei care vă mai uitați până aici, vreau să scrieți neapărat în comentarii dacă vreți să mai fac și alte, știți că azi am făcut de dimineață, pe la după amiază, prânz, așa, am făcut video cu snapshot-ul de la Minecraft 1.9, primul snapshot, 15W31A, au apărut 15W31B și 15W31C, apar destul de multe. Dar eu m-am uitat, am intrat în ele și nu am văzut diferențe și sincer eu nu aș vrea să fac, fiindcă nu sunt diferențe, deci chiar nu știu dacă sunt diferențe, decât în, 15W31B, mi se pare că e o mică chestie la Dragon, deși nu știu sigur, chiar nu știu, pot să mă mai documentez dacă chiar vreți, deși eu nu aș vrea neapărat, fiindcă v-am zis, nu sunt diferențe, dar puteți să-mi scrieți și părerea voastră în comentarii, asta am vrut să vă mai zic. Da, hai să ne ducem și să încheiem și noi episodul. Ok, vă mulțumesc pentru atenția acordată, sper încă să susțineți seria și să apăsați butonul de like, să dați un share ca să vadă prietenii voștri și dacă sunteți noi pe canalul meu, să apăsați butonul de subscribe. Da, ne vedem data viitoare cu un nou episod. Pa!